Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi nu vă povestesc despre orice parfumuri cu trandafiri, ci despre parfumuri cu trandafiri care pe mine m-au făcut să iubesc trandafirul în parfumuri și să nu mai evit parfumurile în care trandafirul este evidențiat. Așa că rămâneți aici pentru că sunt parfumuri chiar și pentru neiubitorii de trandafiri, parfumuri pe care vi le recomand cu tot dragul, combinații interesante, unice și am așa parfumuri din toate categoriile și în zona asta de sexy, parfumuri elegante, mature, girly, tinerești. Deci stați aici pentru că trebuie să vă arăt câteva parfumuri care merită atenția voastră. O să încep cu un parfum în care trandafirul nici măcar nu este listat, dacă vă vine să credeți. Dar, din punctul meu de vedere, trandafirul joacă rolul principal în Foreplay de la My Geisha. Nici eu n-am simțit trandafirul atunci când l-am testat în magazin, dar, na, știți că nu prea ne dăm seama cum se dezvoltă parfumurile atunci când le testăm în magazin, decât dacă testăm maxim 2-3 și le analizăm cum se cuvine sau chiar de mai multe ori când vrei să-ți iei un parfum. Ei bine, Foreplay este chiar un trandafir îmbrăcat în vanilie, miere, tutun. Este un parfum dulce, misterios, seducător, sexy și îmi place foarte, foarte mult. Și este acea combinație pe care o regăsim și în alte parfumuri arabești, poate chiar în zona aia de Shagaf Oud, chiar așa îl văd. Îmi place foarte mult, nu îmi place combinația asta în toate parfumurile arabești, dar aici îmi place foarte mult și vă recomand să îl testați dacă vă plac parfumurile orientale, dacă vă plac parfumurile care ies în evidență, parfumurile puternice. Deci nu este un parfum firav și finuț, este un parfum foarte, foarte puternic care mi-e place foarte mult. Următorul parfum este cea mai deosebită combinație dintre trandafir și ud. Pentru că nu este combinația aia pe care o regăsim în multe parfumuri arabești de trandafir turcesc, cred eu, sau trandafirul pe care îl găsim în parfumurile arabești și ud. Nu este o combinație pe care eu am mai regăsit-o până acum în parfumuri. Aici este vorba despre un trandafir fructat și suculent și proaspăt în același timp, dar și întunecat și ud. Este un parfum mai ciudățel, dar foarte interesant și foarte frumos. Chiar nu mi se pare greu, nu este un parfum greu, dar nici nu simt udul foarte mult, adică, da, simt de fapt un parfum fructat, un trandafir fructat și zemos pe o bază lemnoasă. Dar este foarte frumos, foarte, foarte frumos și pot să spun că chiar dacă se simte izul acela afumat, nu este un parfum greu și îl văd chiar vesel. Chiar este un parfum foarte frumos. Da, este mai ciudățel, nu vă recomand să-l cumpărați blind, testați-l dacă aveți ocazia, dar dacă vreți să descoperiți și alt fel de parfumuri cu trandafiri, zic să vă îndreptați atenția și către Rose J. Haideți să vorbim și despre un parfum ceva mai normal de această dată și zic normal în ghilimele pentru că este un parfum mai cunoscut și mai iubit. Este vorba despre Angel Nova, un parfum care miroase a roz, un parfum dulce, sexy, așa îl văd eu, seducător așa. Este o combinație de fructe, de licii, de zmeură, trandafir, un trandafir proaspăt și tânăr și cu o bază lemnoasă de Akigala Oud, o bază caldă, spicy, ușor afumată și foarte cozy. Iar acest lemn de Akigala este de fapt o notă creată în laborator, un ingredient obținut din esență de paciuli.
Este foarte frumos parfumul acesta. Dacă nu l-ați încercat până acum, trebuie neapărat să-l încercați. Trecem la un alt parfum pe care îl văd eu tot așa fructat și aromat în zona de Angel Nova. Și este vorba despre un parfum pe care eu l-am evitat foarte mult timp. Și nu știu dacă vi se întâmplă și vouă să evitați pur și simplu niște parfumuri, pur și simplu nu vă tentează, și să le evitați tocmai pe acelea care vă plac. Și să le întâlniți la un moment dat și să vă întrebați, da, de ce? De ce l-am evitat atât de mult timp? Este vorba despre Trezor Midnight Rose, un parfum care pur și simplu nu m-a tentat. Și când l-am descoperit am fost... Wow, wow, ce aromă, ce aromă plăcută și potrivită pentru mine. Este tot așa un parfum cu zmeură, cu bujor, trandafir, piper roz. Mă duce cu gândul la o șampanie cu zmeură, dar șampanie pentru copii mai mult. Și are și niște frunzulițe verzi care nu-i dau voie să fie prea dulce. Deci este fructat și proaspăt totodată, este și dulce, dar destul de echilibrat. Deci îl văd potrivit și pentru perioada ceva mai caldă, pentru primăvară. Este un parfum aromat, romantic, feminin și foarte frumos. Nu levitați, nu levitați, pentru că este un parfum foarte frumos. Următorul parfum este unul seducător, pasional și sofisticat, miroase a iubire și a fericire. Un parfum care mă inspiră, văd o imagine, am o poveste atunci când miros acest parfum, îmi place foarte mult. O să vă spun povestea întâi și apoi o să vă arăt parfumul. Las un pic de mister așa. Este vorba despre un eveniment clar, îl văd foarte potrivit la un eveniment. Îl văd că se asortează foarte bine la o rochie roșie și elegantă. Și sărbătorita, cea care este în centrul atenției, poartă un parfum condimentat și dulce și cald, dar în același timp primește un buchet mare, mare de trandafiri catifelați. Deci imaginează-ți combinația aia de o interpretare diferită a trandafirului cu... izul acela condimentat și cald, de scorțișoară, de nucșoară. Cred că știți la ce mă refer, este vorba despre Emerald sau Amorous de la Rule Fragrances. Parfumul acesta cald, condimentat, cremos și dulce, care miroase a trandafir, dar într-un mod diferit. Altfel decât am mai întâlnit eu până acum și da, este un parfum foarte frumos, foarte, foarte frumos. Să știți că se găsește mai nou această casă pe Military Shop. Da, de curând am văzut și eu. Sunt mai multe parfumuri de la Rule Fragrances care sunt foarte frumoase. Aveți ocazia să le testați în Delirium dacă vă interesează. Eu acolo le-am testat și am descoperit și altele. Chiar v-am și povestit la un moment dat prin clipurile mele. Acesta este un alt fel de trandafir. Un parfum care miroase a iubire. Următorul parfum este unul pe care eu nu prea îl menționez prin clipurile mele și nu pentru că nu mi-ar plăcea sau nu întind mâna după el, ci pentru că îl păstrez așa pentru ocazii speciale. Pur și simplu, unele parfumuri le-aș purta mai mult la ocazii, nu știu, la evenimente. Nu l-aș purta oricând. Este un parfum complex și foarte frumos. Este un trandafir, o dulceață de trandafir, aș putea să spun, dar nu miroase a vechi. Mon Parfum Cristal de la Micalef. Știți că mie îmi place foarte mult această casă. Vai cum miroase! Vai cum miroase! Este o dulceață de trandafiri cu acel caramel lipicios. Avem scorțișoară, trandafir bulgăresc, vanilie și toffee. Toffee este caramelul acela lipicios, dar nu miroase a caramelul acela gen zahăr ars. Simt eu un caramel de genul acela în Fancy. O să vă pun pe ecran poza, că nu mai mi-amintesc acum. Simt acel caramel toffee sau choffee ieftin, de aceea am și dat parfumul acela din colecție. Ei bine, acesta este
altfel și la alt nivel și foarte frumos. Este un trandafir siropos, o dulceață de trandafir cu mult caramel și scorțișoară, dar îl simt și cumva lipicios așa. O combinație interesantă, unică, este un parfum matur și complex și elegant și rafinat. Și din nou este un parfum pe care trebuie să-l testezi. Despre sticluțe nu am ce să zic, sunt bijuterii, îmi plac și sticluțele foarte mult, îmi plac și aceste creații și cu siguranță o să mă mai îndrept către parfumuri de la Mikalev. Foarte frumos este și acesta. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este unul care m-a obsedat în ultima perioadă și mi se pare că se asortează foarte, foarte bine cu primăvara. Este un parfum vesel, girly, tineresc și foarte frumos. Miroase a roz. Este vorba despre Arte Bellissimo Romantic sau Romantic de la Orientica, cum îi spun eu. Îl pun și pe el în aceeași categorie cu acesta, doar că este mai lemnos, cu Angel, dar și cu acest Trezor Midnight Rose, dar mi se pare un pic mai simpluț față de Arte Bellissimo Romantic. Este inspirat de Delina, eu am purtat Delina, am avut un decant, este un parfum care îmi place foarte mult, nu m-a reținut decât prețul să nu mi-l aduc în colecție, dar și acesta este foarte bine făcut, miroase tare, tare bine, miroase a primăvară, este un parfum dulce, dar are și ceva verde sau este dulce acrișor, mai ales în deschidere, trandafir, licii, bujor. Deși el are alte note acolo listate, mă refer la Orientica Romantic, fiind inspirat din Delina, se simte și combinația de trandafir cu licii, deși aici cu licii și cu bujor, deși în acesta, în Romantic, nu este listat bujorul, dar se simte. Este inspirat de Delina, nici nu mai contează ce note are. Și ce să zic, este un parfum vesel de primăvară, puternic, persistent, frumos, miroase a roz, miroase a bucurie, miroase a primăvară și este unul tineresc și foarte, foarte frumos. Vi-l recomand cu tot dragul. Argintiu pe sticlă. Ei bine, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut clipul acesta și aștept cu mare, mare drag comentariile voastre, întrebări dacă aveți și, bineînțeles, inimioare, floricele și cafele și ce vreți voi. Mă refer aici la emoticoane. Bine, putem să bem și o cafea împreună, nu-i problemă. Dacă reveniți pe acest canal, dacă iubiți parfumurile și nu v-ați abonat, abonați-vă. Și dacă doriți să susțineți acest canal, puteți să vă alăturați. Aveți acolo un buton. Sunt 4 tipuri de abonament și puteți să vă alegeți orice tip de abonament doriți. Mă găsiți și pe Instagram, acolo putem să și vorbim dacă avem ce, dacă aveți întrebări, dacă vreți să discutăm, putem să vorbim acolo în privat. Și cam atât. Ne auzim în curând cu un video nou. Să aveți o zi frumoasă, v-am pupat. Pa, pa!